Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la subiectul zilei la TV Buzău. Iată-ne, doamnelor și domnilor, în prima zi din postul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului și prezentam eu astăzi pe pagina de Facebook a TV Buzău ceea ce vom aborda în această seară și nu voi uita de dumneavoastră, cei de acasă care ne trimiteți și care stați de vorbă cu colegii noștri de la buletinele de știri. Chiar zilele acestea, în cursul zilei de ieri, colegii s-au deplasat în zona pieței din Buzău și au stat de vorbă cu oamenii de rând, cu trecătorii, pentru că mulți dintre ei doar treceau pe la tarabe, priveau prețul și își vedeau de drum mai departe. Mulți dintre ei spuneau, scumpirile astea ne-au dus la sapă de lemn. Preferăm să nu mai ținem postul Crăciunului, pentru că alimentele de post sunt mult mai scumpe decât alimentele de dulce. Și stăm cu toții și ne întrebăm unde și încotro se îndreaptă România dacă auzim oamenii de rând, plângându-se de faptul că nu-și mai permit să țină post ca în alți ani. Este cel mai scump post în 2022. Și tot în această seară vom discuta despre ce mai înseamnă postul la români, ce ne mai spun preoții, ce mesaje mai transmit preoții, pentru că suntem la începutul postului Crăciunului și avem foarte multe probleme. Mulți dintre locuitori, mulți dintre românii noștri, cetățenii acestei țări, au rămas fără locuri de muncă. Mulți dintre ei trăiesc din pensii de nimic. Mulți dintre ei nu au bani să-și cumpere lemne, mulți dintre ei nu au bani decât de medicamente, mulți dintre ei preferă să stea mai mult prin curte sau la poartă pentru că nu avem cu ce să ne încălzim dacă intrăm în casă. Cam aici s-a ajuns și exemplele pot continua, nu trebuie să le mai aduc eu în discuție pentru că le știm cu toții prea bine. Cunoaștem cam cum stăm în momentul acesta, în 2022, noi, România, ca și țară a Uniunii Europene, stat al Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, haideți să vedem în această seară cum mai postesc românii anul acesta, ce mai înseamnă postul Crăciunului pentru oamenii de rând, ce ne mai sfătuiesc nutriționiștii, pentru că în ultima perioadă avalanșă de cazuri, foarte multe persoane pe fond de stres ajung în cele din urmă la nutriționist. Foarte mulți uită să se mai oprească atunci când se așează la masă. Avem copii obezi, avem adulți care au picat în această latură a obezității, avem mulți depresivi, avem boli din sfera psihică care dau de gândit specialiștilor. Chiar am stat de vorbă cu psihiatrii la noi în studio, cu psihologi. Însă, în această seară, pentru dumneavoastră, cei de acasă, pentru că vorbim de produse pentru postul Crăciunului, pentru că avem 40 de zile, este al doilea mare post după postul Crăciunului, însă, după postul Paștelui, însă, în postul Crăciunului, avem și dezlegare la pește. Și tot dumneavoastră, telespectatorii, ne trimiteați mesaje și ne spuneați, cine își mai permite să-și cumpere pește în toate zilele postului Crăciunului? În această seară vom afla și ce ar trebui să cumpărăm și cum ar trebui să ne drămuim veniturile, în așa fel încât să trecem mai ușor și peste această perioadă a postului și să ne amintim de bunicii noștri care, din puținul lor, țin sfintele posturi ale Crăciunului, ale Paștelui și nu se mai plâng. Însă sper ca în ultimul ceas politicienii noștri să rezolve problemele pensionarilor noștri, bunicilor noștri, cei de la sate, cei care la momentul ăsta nu își pot procura masa zilnică, nu își pot cumpăra rețeta lunar, nu își pot cumpăra lemne, așteaptă acele ajutoare la încălzire, însă să știți că mulți dintre ei se bucură de acel voucher, acei 250 de lei virați la două luni de zile pentru pensionarul de la țară, pentru cel care trăiește dintr-o pensie minimă de 1000 de lei. Înseamnă mult acel voucher, 250 de lei la două luni de zile.
Iată că în această seară, pentru a vedea și pentru a afla cum ar trebui să mâncăm, ce ar trebui să mâncăm, cei care nu ne permitem să ținem un post, cum ar trebui să procedăm cei care suntem foarte stresați și care uităm să ne mai ridicăm de la masă, ce facem cu copiii noștri, pentru că vorbim de obezitate în majoritatea statelor lumii. Doamnelor și domnilor, alături de mine, în această seară se află doamna Izabela Dănoiu, este nutriționist din Buzău, colaboratoarea noastră mai veche, de la care în această seară cu siguranță vom avea multe de aflat și așteptăm întrebările și mesajele dumneavoastră în continuare. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență, doamna nutriționist. Bună seara, bine v-am regăsit, pare bine că m-ați sunat să fiu prezentă la această emisiune și să dezbatem puțin subiectul acesta arzător. Ținem cont că de astăzi a început postul Crăciunului. Dumneavoastră ați pus așa într-o aură destul de sumbră acest post, dar să nu uităm că acest post al Crăciunului este un post ușor față de postul Paștelui, care este ușor mai... pentru cine își permite, doamna nutriționist. Da, din punctul ăsta de vedere, cu siguranță, când veți, vreau să vă contrazic. Când veți urmări știrea, chiar l-aș ruga pe colegul din regia din emisie, dacă putem să urmărim știrea cu interpelările avute în cursul zilei de ieri de către colegii noștri de la jurnalul TV Buzău și să aflăm ce spun oamenii despre scumpiri și dacă își mai permit în perioada postului anumite produse alimentare, doamna nutriționist. Da, așteptăm, dar eu în continuare vă zic că este un post care se poate ține cu brio. Produsele animale pot fi înlocuite cu produsele vegetale de tipul leguminoaselor. Totuși trebuie să ținem cont de mari producători de mezeluri și de produse alimentare, să nu cădem în capcana lor, să cumpărăm produse încărcate de aditivi alimentari, de euri, de tot ce înseamnă conservanți și alte... Doamna Dănoiu, toate s-au scumpit. Cartofi, toate s-au scumpit. Fasole, păstăi, roșii, castraveți. Cine își mai permite? Peștele s-a scumpit, carnea. Nu putem să toate spunem că scumpit. Este un post ușor în condițiile în care nu. Anul trecut aveam la jumătate Dar prețurile. Dar postul se referă la înlocuirea produselor de origine animală cu produsele vegetale. Păi cine își permite asta, spun, la țară? La dumneavoastră țară. Aveți impresia, doamna Dănoiu, că dintre bunicile noastre au congelatorul plin de păstăi, au congelatorul plin de produse pentru post? Da, depinde la cine, la cine ne raportăm. Dacă ne raportăm la oamenii de la țară, dacă ne raportăm la oamenii de la oraș. Acum, în mediul rural, eu zic că peste 80% din populație au acces la magazinele alimentare, de unde își pot procura fasolea, dacă nu... Păi asta e hrana săracului, cartoful și fasolea la momentul ăsta și astea s-au scumpit. Despre asta era vorba. Nu sunt alimentele săracului, nu, vă contrazic, nu sunt alimentele săracului. Din ce am observat, alimentele săracului sunt mezelurile. Ziceți dumneavoastră, vorbim de post acum. Deci în post astea sunt alimentele săracului. Au apărut aceste mezeluri miracol de post, care, în care regăsim proteina din soia, ce înlocuiește carnea, așa zisa carne din mezelul. Recomandăm deci aceste mezeluri excludem. În post? Nu. Nu. Eu personal nu recomand mezelurile în post. Revin la fasole și la cartofi, atâta timp cât ele sunt gătite cum trebuie, adică ținem cont de niște reguli gastrotehnice de gătire, astfel încât să nu dezechilibrăm balanța în favoarea unui risc de diabet. Da? Pentru că în posturi ne confruntăm cu, mai ales în cadrul femeilor, ne confruntăm cu o creștere în greutate. Da? Din cauza acestui post, pentru că se consumă cartofi, fasole, da? Puternic calorigene și cu un conținut de carbohidrați simpli nepotriviți. Cantitativ, dar și calitativ. De exemplu, cartofii sunt recomandați a fi consumați la cuptor în coajă, făcuți în coajă, sau fierți la abur.
De ce la abur și nu fierți în apă? Pentru că apa o aruncăm, pe când cartoful fiert la abur își păstrează toate vitaminele. Vitaminele hidrosolubile din cartof, dacă fierbem cartofii în apă, acele vitamine trec în apă, apa o aruncăm și mâncăm un carbohidrat simplu, ce înseamnă, care ne crește glicemia. Doamna Dănoiu, ce înseamnă pentru cei care postesc 40 de zile de post? Ce modificări apar în organism în astea 40 vedem, de zile de post? Haideți să vedem de ce postește lumea. De ce postesc oamenii? Pentru că așa avem tradiția, multe, din moș strămoș. S-au făcut statistici, s-au intervievat grupuri de persoane și s-a descoperit că undeva aproape de 50% în mediul urban, mă refer, țin post din considerente religioase, undeva 30% din respondenții țin postul pe considerente sănătate, da? Că fac o detoxifiere, că acum toată lumea știe, produsele de origine animale sunt proinflamatorii, ne dereglează organismul, da? Ne emană. Dar nu doar toxici. În perioada Crăciunului așa, și Paștelui trebuie să ții acest post. Dar se pare că doar 7% din acești respondenți țin postul cu adevărat, adică postul reprezintă o curățare spirituală, o introspecție, o stare de meditație și mai puțin gândul la alimentație. Haideți să vedem dacă a pregătit colegul din regia de emisie, Alex Știrea, să urmărim exact ce spun cetățenii. 15 noiembrie debutează postul Crăciunului, cel mai lung din an după postul Paștelui. Se încheie pe 24 decembrie, durează 40 de zile și este mai blând pentru credincioși. În postul Crăciunului, numit și postul nașterii Domnului, se pot consuma fructe și legume din care se pot prepara mâncăruri delicioase de post. Prețurile legumelor și fructelor în piața centrală au crescut în ultima perioadă, spun comercianții, din pricina scumpirilor la energie și combustibil. De ce ați crescut prețurile așa? Păi așa au fost, așa au fost, nu de acum. Nu prea mai e nici marcă. A dat bruma, frigul, gata, s-a terminat. Cum merg vânzările la fructe? Așa. Pentru o parte dintre oameni, prețurile practicate în piața centrală sunt încă suportabile. Cei mai mulți dintre buzoienii care aleg să țină post sunt însă pensionari cu venituri mici. Orice ban în plus cheltuit se simte la bugetul fiecăruia. Strugurii și citricele au sărit de 10 lei kilogramul. Prin urmare, clienții se orientează către mere sau fructe românești cu prețuri de 4-5 lei pe kilogram. Deci, acum mi se par prețurile? Bine. Sunt bune? Da. La 3 lei pe vremurile astea. Dacă sunt sănătoase, sunt bune. Da. Asta n-a fi un pic mai așa. Ce să fie? Ei bine, în timpul ăsta... Nu potrivit. Ce să fie? Dacă comparăm cu pensiile noastre, ce mai? Nu mai venim în piață. Sunt acceptabil, din unele sunt mai piperate. De mâine începe postul, țineți post? Da, ținem, da. Am cumpărat și ce trebuie. Cum mi se par prețurile? Cam mari. Cam mari. Prețurile uscă la inimă. Trebuie să avem un echilibru pentru a trăi omenești. Bani sunt puțini și prețurile s-au ridicat prea sus. Și în piață, și la magazinele astea mari, peste tot au crescut prețurile. Nu asta, dar se joacă cu viața oamenilor, da, care nu au putere să poată să cumpere. Va fi probabil cel mai scump post al Crăciunului pentru buzoieni. Pentru a-l trece, oamenii se gândesc să cumpere cantități mai mici. Știrea doamnelor și domnilor din piața centrală din Buzău, da? Prețurile cam piperate și ar trebui să se gândească și la noi, pentru că eu să știți trăim... că fac piața. Doamna Dănoiu, ați urmărit acum exact ce spun oamenii. Da. Citricele 10 4, lei, strugurii 10 lei, țelina, au sărit 10 lei. Țelina, așa este din vară, țelina. Dar acum este vremea ei. Dar nu era vorba de țelina aici. Era vorba de citrice, era vorba de fructe, era vorba de, de produsele oamenii, de import. De oamenii care spun clar și vedem cu toții când fructele mergem la piață, trec pe lângă tarabă. Merele și, sunt într-adevăr și 4 lei, 5 lei. Și nu preferă să nu cumpere sau cumpără câte puțin din fiecare în acest post.
Cum ar trebui să procedăm în cazul peștelui? Pentru că avem foarte multe zile... La pește avem mai multe variante. Ok, nu ne permitem peștele proaspăt, într-adevăr este scump. Da? Așa apreciază mai toată lumea. Peștele, că peștele să fie devenit... și sănătos, dar și... De ce? Pentru că tot ce înseamnă produse de import s-au scumpit. Da? Ca să mâncăm ceva local, nu mai avem ce să mâncăm păi local. Dacă am distrus tot, ce să mai mâncăm în Marea local? Neagră nu se mai pescuiește. Abia vara, dacă mai găsim un kilogram, două de hamsie. Da? Deci noi vara mergem la mare, la noi, și căutăm să cumpărăm o hamsie românească pescuită la noi. Nu am găsit. O să deci avem pe la o săptămână, Buzău, dacă promovăm Buzăul și eu sunt sigură că curând și atunci, vom avea turiști care vor dori să investească în zonă, da? Avem oameni care da, se dau fonduri încearcă europene să modifice lucrurile în bine în județ, din câte am observat eu de ceva timp, da? Probabil Doamne vom ajută. Avea și păstrăvărie, da, vom avea mai multe. Da, da, se dau fonduri, m-am interesat, știu că important e să oameni doritori există, dar e foarte important și sprijinul guvernanților, al sistemului de stat. Da? Mediul privat trebuie un pic sprijinit. Omul vrea să muncească, dar îi trebuie și ustensilele. Îi trebuie și mijloacele cu care suportul financiar, doamna Dănoiu, pentru că sunt facturi foarte mari, pentru că forme. Sunt impozite, pentru că sunt taxe peste taxe. Taxe peste taxe. Să nu ne îndepărtăm de la ceea ce haideți să revenim devreme, la peștele nostru și la produsele noastre cumpărate adică de la tarabă. Putem, avem alternativă la peștele proaspăt, o conservă de pește, da? Sardinele sunt recomandate. Pot constitui ori un mic dejun, ori o cină, se pot mânca la orice masă. Icrele din comerț, macroul, hamsiile, ce cumpărăm? Ce ne recomandați în perioada postului atunci când ne permitem în zilele în care avem dezlegare la pește? Da, cum am spus, postul Crăciunului este un post cum se cade. Sâmbăta și duminica este dezlegare la pește și se poate consuma pește. Vinerea și miercurea nu consumăm un de lemn și vin, de doar în zilele în care sunt sfinți, conform calendarului. Spuneați că aveți un preot invitat. În această seară vom exact avea prin intervenție telefonică. Da, este un post ușor. Marțea și joia, miercurea și vinerea se mănâncă o singură dată pe zi. Da? Fără un de lemn și fără vin. Românii și se de ceva timp cam asta zi, mănâncă o dată pe la zi. Știți cei 4. Care au bugetul da. Mic, doamna Dănoiu? Se pot consuma. S-au obișnuit cu... Fructe uscate, da? Găsim în piață prune. Prunele 5 lei kilogramul. 5 lei kilogramul da. E bine. Sunt prune la peste exact 10 lei, 12 lei. Probabil nu sunt cele mai... Bun, și atunci din cantitatea de prune uscate nu mâncăm toată cantitatea odată, nu mâncăm un kilogram odată. Revenim la gramaj, la porție, că spuneați că nu le aveți cu gramajul, dar cum a spus unul din respondenții la televizor, este foarte important echilibru și cantitatea este la fel de importantă. Se referea la echilibru financiar, doamna Dănoiu, pentru echilibru că financiar, se referea la guvernanții care ar trebui să facă un echilibru așa între categoriile sociale. Nu da, când le mărim pensia celor la 1000 de lei, le mărim la cei îmbuibați cu 200 de milioane, da, pensia au 200 de milioane și le mai dăm acum o mărire de nu știu câte 10 de milioane, iar sărmanului da, de la 1000 de lei mai pui 1.800.000. Sunt un pic depășită de politică. Nu prea, dar nu vorbim politică, aici e realitatea zilelor noastre, nu facem politică acum. Nu știu ce se întâmplă, da. Exact ce spunea, ar trebui echilibrată balanța. În teritoriul acesta. Exact. Da. Ce interes avem este
dacă urmărim postul, cu ce urmărim, cine. E foarte important încărcătura spirituală și pregătirea de dinaintea postului. Suntem un popor bolnav la momentul ăsta, doamna Dănoiu, pentru că dumneavoastră... Cum am spus în prima emisiune, nu există programe de prevenție sau dacă există, nu se aplică. Nu există mobilizări din partea statului către programele de prevenție. Ce programe ar trebui implementate la nivel național pentru populație? Da? Pentru că nu vreau să mai aduc în discuție faptul că nu avem medici de familie pe la sate, faptul că nu avem medici prin spitale. Ce programe? De aveam exemplu, acel în 2006, program... când am deschis farmacia pe Valea Tesaului, erau 4 medici de familie. La ora actuală a rămas un singur medic de familie. Hai să zic că nu mai sunt 5.000 de locuitori în comuna Tisau, sunt mai puțin. Să zic că au rămas 3.500. Totuși, din 4 medici din 2006 până în 2022, au rămas un singur medic. Da? Asta ne spune ceva. Ne spune foarte mult acest lucru, da? Pentru că în spitale avem aceeași situație. Nu avem de unde atrage medici către spitale. Ați văzut spitale închise în alte județe, secții închise. Înseamnă că trebuie să umblăm la prevenție, la faptul să ținem cont de ceea ce se întâmplă în rândul populației și să acționăm în partea asta de prevenție, să nu mai lăsăm pacientul să se îmbolnăvească. Asta acum, prin programele de anuale de evaluări, de analize, da? Medicii de familie să, eu știu, să anunțe pacienții, nu știu, să existe un sistem de a trimite pacienții anual sau angajatorii anual să fie verificați. Da? Și trimiși la, în primă fază, noi nutriționiștii putem să facem această prevenție. Da? În rândul hipertensivilor când apare, în rândul persoanelor cu risc de diabet, sindromul metabolic. Sindromul metabolic înglobează mai multe boli. Boli cardiovasculare, inclusiv diabetul, este considerat o boală cardiovasculară. Foarte multe cazuri depistate noi cu diabet, doamna Dănoiu. Da, da. De unde pornesc toate aceste afecțiuni? De la proasta alimentație. Diabetul, cancerul... De la proasta alimentație. De la faptul că ne speriem că toate produsele, că sunt scumpe la piață... Nu ni le permitem. Nu știu dacă ni le permitem sau nu, dar... De ce să nu facem o piață și să mergem într-un supermarket? Să le luăm gata ambalate. Haideți să ne mobilizăm puțin, da? Și să citim o etichetă. Asta nu știu românii, nu sunt învățați, nu sunt educați să citească. Să citească eticheta produselor. Să vadă, acum se lucrează la culorile alimentare. Mai e ceva să fie pe verde, pe roșu, avem pe galben. Avem totul plin de euri, doamna Dănoiu. Toate sunt, nu știu care, da, dar trebuie această educație nutrițională sau alimentară în a face alegeri corecte. Alegerile astea corecte să fie cât de cât sănătoase. Nu putem să fim 100%. 100% e atunci când ne facem noi o seră, avem, nu știu, 10-20 de metri pătrați de pământ, îl... cultivăm, punem noi roșia, castravete, cine are timp pentru așa ceva? E, mai sunt și care au timp pentru așa ceva, însă mulți spuneau, nu mai trebuie agricultură, nu mai trebuie răsat, nu mai trebuie nimic. Vorbesc la nu nivel de familie. Eu am înțeles. Doamna Dănoiu, am stabilit legătura telefonică cu domnul Cheșelu de la Vrancea, pentru că nici nu știm când trece o oră, după care vom stabili legătura și cu Părintele Vânătoru, pentru că suntem în prima zi a postului. Bună seara, domnul Cheșelu! Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Domnul Cheșelu, iată-ne în prima zi a postului Crăciunului. Vorbim despre faptul că mulți dintre români nu-și mai permit anul acesta să țină postul ca în alți ani, din cauza scumpirilor, mulți dintre ei spuneau, și chiar un bătrân pensionar spunea, ar trebui echilibrată balanța. Și aici ne referim la categoriile sociale din țară, domnul Cheșelu. Haideți să vedem cum ar trebui să postim
și cei care ne permitem și cei care nu ne permitem. Pentru că acum la putere avem boli cardiace, avem boli oncologice, avem diabetul și multe alte afecțiuni despre care cu ani în urmă poate că nu auzeam. Avem obezitatea pe primul loc, avem bolile psihice și multe, multe alte afecțiuni care tot din zona alimentației provin. Vreau să vă dau un exemplu, că știu că timpul e scurt și dacă vreau să vorbesc prea mult, nu e loc destul. Haideți să facem așa, să dăm un exemplu de anumite alimente pe care le putem mânca în post, care să deplinească și cerința financiară, adică să nu coste nici prea mult. Sunt multe de discutat pe tema asta, dar am să încerc să fiu cât mai succint. Deci avem postul ăsta care e relativ ușor, în sens că, de exemplu, sâmbătă și duminică avem dezlegare la pește. În zilele de post, cum ar veni, putem orienta către rădăcinoase, către legume, către fructe și către anumite tuberculi, către anumiți tuberculi. Și vă dau un exemplu, avem clasicul orez cu legume, avem acele rădăcinoase din care fac parte morcovul, sfecla roșie, țelina, rădăcina de pătrunjel, mai avem câțiva tuberculi și avem aici cartoful dulce, cartoful clasic, și avem legumele astea de toamnă, cum sunt gogoșa, beiu gras, avem castravetele, roșii pentru cei care încă mai au roșii. Deci am putea să ne încadrăm să folosim aceste legume și rădăcinoase în zilele de post. Vă mai dau niște idei. La prânz este supa sau ciorba clasică de legume. După amiază poate să fie acea tocăniță de cartofi pe care o putem modifica totuși să facem o tocăniță de dovlecel. Este mult mai ușor digerabilă decât cea de cartof. Putem face acele salate de crudități, gen castravete, gogoșar, ardei roșu, un pic de ceapă, foarte puțin, nu mult. Dar să fim totuși atenți, în loc de ulei în salate, să punem poate zeamă de lămâie sau oțet. Eu spun că e bine de evitat făinoasele. După părerea mea, toate făinoasele în general și produsele astea care imită anumite produse de origine animală sunt o capcană pentru că vin la pachet cu multă inflamație. Deci încercați să evitați acele imitații gen conserve sau imitații de brânză sau de pate. Domnul Cheșelu! Da. Sărim citricele și strugurele peste 10 lei kilogramul. Cu ce înlocuim strugurele și citricele? Pentru că este sezonul portocalelor, sezonul clementinelor. Cele mai bune fructe și mai accesibile multora dintre noi este dovleacul. Dovleacul este un desert nemaipomenit, care poate fi gătit foarte bine la cuptor. Unele persoane mai pun un pic de zahăr peste sau un pic de scorțișoare și este un desert foarte bun. Mai sunt merele clasice, merele la fel. Se pot mânca așa cum le-a făcut mama natură sau se pot face la cuptor tot așa, cu scorțișoare și cu zahăr. Deci, persoanele care au anumite afecțiuni, da, și vor să postească, ce le recomandă? De obicei medicul îți spune, dacă ești bolnav și ai probleme de sănătate, lasă-o mai ușor cu postul. Așa este, așa este, pentru că în condiții de boală cronică, corpul are nevoie de spectrul de aminoacizi complet pe care trebuie de care are nevoie ca să funcționeze. Le recomand celor care sunt bolnavi că atunci când este dezlegarea de la pește, să mănânce doar pește, adică când au voie să mănânce pește, să mănânce, să aibă 3 mese de pește cu legume sau să aibă o masă de, nu știu, o saramură cu niște mămăligă, sau ciorbă de pește, sunt multe opțiuni, dar le recomand să profite de zilele în care este dezlegare la pește și să mănânce pește cât au nevoie. Domnul Cheșelu, știu că ați tratat foarte multe persoane care aveau un diabet incipient. Știu că oamenii vă trimit mesaje și vă mulțumesc pentru că ați făcut în așa fel încât au scăpat de tratament, au scăpat de această nenorocită de boală. Vă știu și vă cunosc un om modest, o persoană modestă. Ce înseamnă pentru noi, cei care urmărim la momentul ăsta emisiunea Subiectul Zilei la TV Buzău,
Ce înseamnă să scăpăm de acest diabet, diabetul de tip 2? Ați pus o întrebare foarte, foarte sensibilă și ca cărui răspuns e și mai sensibil. Deci, în primul rând, diabetul de tip 2 este o boală care presupune din partea corpului că a pierdut acel management eficient al zahărului în organism. Adică organismul nostru nu mai poate manageria cum trebuie zahărul pe care ne luăm noi de la alimentație. Asta înseamnă că obligatoriu alimentația unei persoane cu astfel de afecțiune trebuie să conțină cât mai puțin carbohidrați posibil și dacă sunt totuși niște carbohidrați în alimentația lui, trebuie să vină sub o formă cât mai puțin inflamatorie. Asta este primul lucru de la care trebuie să pornească toată lumea. Apoi, din cauza faptului că fiecare dintre noi suntem diferiți, adică nu cred că găsești două persoane cu aceleași gusturi alimentare, cu aceeași dispoziție, cu aceeași viață, cu aceeași personalitate. Toate lucrurile astea sunt niște variabile care intră într-o ecuație destul de complicată și presupune lucrul unui pacient cu un terapeut și efectiv asta înseamnă nutriție personalizată. Adică trebuie să stai, să lucrezi cu un pacient și să-l ajuți să treacă, pentru că este o perioadă, durează între 3 și 6 luni ca să vezi niște rezultate clare prin analize, dar trebuie să ajungi pacientul să treacă, pentru că este o dietă relativ strictă față de domnul Cheșelu. V-ar ajuta mai mult, pentru că și cu doamna Dănoiu discutam în această seară, v-ar ajuta mai mult dacă ați primi din partea statului sprijin prin anumite programe finanțate de către stat? Pentru că la momentul ăsta nu cunosc și nu am auzit să existe anumite programe pentru nutriționiștii din întreaga țară decontate. Da, nu există. Bineînțeles că nu. Cât de mult v-ar ajuta pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră din întreaga țară aceste programe decontate de către stat? Da, da. Da, ce m-ar ajuta pe mine personal ar fi să dezvolt finanțarea unui studiu. De exemplu, în momentul când ești nutriționist, petreci foarte mult timp cu un pacient, pentru că la nutriționist mergi și nu te duci odată. Trebuie să te duci de mai multe ori pentru ca acel terapeut să te monitorizeze și să vadă cum evoluezi în funcție de dieta pe care o ai la momentul respectiv. Se pot face foarte multe studii în care, de exemplu, statul ar putea să subvenționeze costul unor analize de monitorizare a unor pacienți, prin care să se vadă aici la noi în România cât de bune sau nebune sunt anumite practici alimentare. Pentru că, în teorie, se spune, dacă ai o anumită afecțiune, trebuie să mănânci așa și așa și așa. Numai că este doar teorie, de la teorie la practică este o distanță foarte mare. Și atunci niște studii făcute în România, nu studii colecte de pe internet sau făcute în altă parte, pe o anumită, să spunem, marjă de pacienți, să spunem, cu anumite afecțiuni, etc., am putea vedea exact ce anume de terapia, ce terapie nutriționale sau ce categorie de alimente putem folosi pentru a-i ajuta să-și menegereze sau să treacă peste o anumită boală cronică. Lucrurile astea ar fi foarte folositoare pentru categoria terapeuților, pentru că, încă o dată, înveți foarte mult în școală, dar cel mai mult înveți de la pacienți, în momentul când stai de vorbă cu ei și în momentul când vezi cum evoluează. Și în momentul în care le afli exact povestea din spatele afecțiunii. Bine, domnul Cheșelu, am ajuns la finalul intervenției. Vă mulțumesc pentru că a stat de vorbă cu noi în această seară și vă așteptăm atunci când timpul vă permite la TV Buzău, pentru că avem foarte multe de detaliat și foarte multe de aflat de la specialiști. Mulțumim încă o dată. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Doamna Dănoiu, iată, și colegul dumneavoastră de la Vrancea, dacă ne-ar susține statul... A punctat foarte bine, foarte bine a punctat aceste programe de prevenție care ar trebui totuși decontate, pentru că omul are această piedică, întâmpină această piedică când se prezintă la nutriționist. Întreabă cât mă costă, de câte ori trebuie să vin, iar se pierd pe drum mulți. Da. Mulți se pierd pe drum din cauza acestor costuri. Da. Ei caută medici diabetologi care sunt încărcați de pacienți, nu au loc să-i primească, nu pot gestiona pentru că numărul este în creștere de pacienți diabetici și atunci este foarte benefic pentru pacienți și pentru noi ca specialiști, medici, ca specialiști, așa, să
să primiți aplicăm, sprijin să aceste... de la stat. Doamna Adănoiu, au fost ani în care statul a decontat, a subvenționat anumite programe venite prin nutriționist, prin specialistul nutriție de la cabinetul N? Nu, serviciile în sine? Serviciile. Serviciile în sine, nu. Din ce știu eu, medicii de familie au câteva servicii pe partea asta de consiliere nutrițională, decontate, dar și ei la fel sunt atât de aglomerați încât nu fac față situației de a avea timp cu fiecare pacient în parte și care e predispus la diabet, obezitate, să-l ia la diabet, din pripă. Doamna Adănoiu, ați văzut ce spunea domnul Cheșelu și cu dumneavoastră în prima emisiune am discutat și chiar spuneați, da, diabetul de tip 2 cu un regim alimentar corespunzător venit mai des la nutriționist poate fi vindecabil. Sigur noi da. Pe timpuri sigur că n-auzeam da. De asta, nu, sigur ai diabet, da. Nu mai scap de boala asta. Haideți să vedem, pentru că medicina a avansat, da. Nutriția a avansat, iată oameni care se vindecă. Acum se fac și intervenții chirurgicale. Se fac intervenții chirurgicale de reversie a diabetului, adică se taie o parte din intestin, ultima parte ileonul și se mută în zona duodenală. De ce? Pentru că acolo este secretat hormonul grelină, care este responsabil de sațietate și atunci, mutându-se în prima parte a tubului digestiv, a intestinului subțire, va genera senzația de sațietate imediat. Ce-mi povestiți și atunci dumneavoastră? Cantitatea de alimente vor fi reduse, da? Și pacientul automat, de, totul ține de cantitate. Doamna Adănoiu, ce povestiți dumneavoastră acum? Vedeam noi doar prin filme cu ceva ani în urmă. O, da, cum e din văzut... 1981. Da, doamna Adănoiu, cum am văzut filme și cu da. Perioada pandemia da, deci, COVID. Diabetul și... se vindecă, da. Da, dar nu se știa în trecut. Oamenii când aflau că au boală, diabet, nu mai scap, gata. Mergem doar la injecție, mergem doar pe pastile, nu. Pe regim alimentar, n-ai voie decât o felie de pâine, n-ai voie decât exact, un fruct. N-ai... Exact, exact, exact. Da, toți... Ce vă dacă sărim cantitatea de... Deci suntem, noi suntem matematică până la urmă. Eu am făcut profil de biochimie, am fugit un pic de matematică, dar se pare că matematica nu ne lasă și se ține scai de noi și chiar trebuie aplicată inclusiv în nutriție, în alimentația noastră, da? Și atunci revin la faptul că cantitățile contează foarte mult. Și spunea domnul Ocheșelu și de cei care sunt individ. Bolnavi cu anumite afecțiuni în perioada postului, ar fi mai bine să o lase mai moale cu postul, da? Mâncăm pește în zilele în care avem dezlegare, în rest mănâncă fiecare ce poate și ce-i tolerează organismul. Persoanele mai în vârstă, persoanele cu afecțiuni mai multe. Eu nu sunt de acord cu înlăturarea făinoaselor. Făinoasele trebuie să facă parte din viața noastră, da? Haideți să ne gândim un pic la italieni. Ei sunt mâncători de paste făinoase. Păi da, da, ei au și alte venituri, ei au și altă durată de viață. Păi auziți, doamna Adănoiu, la noi cam până la cât e durata de viață? 70 de ani. Vor să ne pensioneze la vreo 70, așa că noi nu mai prindem pensia cu siguranță. Bun, la italieni 80, 90, 100 chiar. Din cauza dietei mediteraneene. din cauza finanțelor, doamna. Tot la bani ajungem și tot la bani, la bani, dar ei sunt foarte selectivi la mâncare. Doamna Adănoiu, foarte selectivi. V-ați uitat așa. Deci, ei nu mănâncă mici, de exemplu, nu mănâncă afumătură, nu mănâncă... Sunt foarte atenți cu ce mănâncă, da? Noi suntem prea obosiți, prea stresați, ei, prea apăsați să... de V-ați aceste... uitat așa în jurul dumneavoastră, când mergeți la cumpărături, cam cât de crispată e lumea, cam cât de supărată e populația, foarte, cam nu schițează crispată, un gest, supărată. Nu schițează... Dacă te vede pe tine că zâmbești, crede că fur curent. Colegul meu de la Focșani chiar are dreptate, pacientul trebuie consiliat de mai multe ori, pentru că există latura aceasta psihologică, da? Unde trebuie lucrat cu pacientul și... eventual îndreptat către o consiliere psihologică. Aveți colaborare cu colegi psihologi? Da. Da.
Chiar dacă în timpul masterului pe care l-am făcut la Carol Davila de 2 ani de zile, am avut modul de psihologie, nu este echivalent unei facultăți de psihologie de 3-4 ani master, da? Așa că eu recomand, îndrept pacienții mei, cei cu probleme psihologice care necesită mai multe ședințe. Ce probleme psihologice au depistat specialiștii în acest domeniu la pacienții pe care dumneavoastră i-ați avut la cabinet, cu care ați stat de vorbă? Pentru că vedem zilnic la buletinele de știri, că-i post local, că-i național, sinucideri, crime din, din cauza depresiei. Nu vreau să fac o reclamă negativă televiziunilor, dar pe lângă, la fel sunt foarte selectivă, de nu nutriție, mă uit la orice schimb în momentul în care văd, prefer să nu mai mă uit la știri decât să văd astfel de știri. Nu, dar îi aveți la cabinet pe cei care au nevoie și de psiholog. Ei dezvoltă astfel de probleme psihologice, anxietate, depresie, vine războiul peste noi, ce se întâmplă, ce putem face noi? Eu, ce pot face? Program național, ăsta ar fi benefic, da? Program deci fiecare național dintre pentru noi, consilierea populației, individ. Pentru că toți avem nevoie de consiliere după o pandemie de 2 ani și ceva, după ce că avem războiul la graniță, după scumpiri, după neajunsuri și exemplele pot continua. Am stabilit legătura telefonică cu părintele Costel Vânătoru. În această seară îi spun preotul Costel Vânătoru, pentru că ne aflăm în prima zi a postului Crăciunului și pentru că vrem să ascultăm mesajele pe care ni le transmit preoții parochi, mesajele credinței, mesajele pentru oamenii care în această perioadă trec prin probleme financiare grave, mesaje pentru cei care sunt bolnavi, mesaje pentru cei care, părinte, nu-și mai permit nici măcar cumpărăturile zilnice ca în alți ani, dar mite să mai poată ține postul Crăciunului, pentru că părerile sunt împărțite. Mulți spun că nu s-au scumpit foarte mult, luăm puțin din fiecare și trecem și peste postul ăsta, însă mulți dintre pensionari spun că ar trebui balanța echilibrată și ar trebui prețurile să fie rezonabile pentru toate buzunarele și pentru noi ăștia care trăim din pensii foarte mici. Părinte, bună seara, Doamne ajută, și cu ce gânduri în această seară pentru credincioși, pentru că suntem în prima zi a postului Crăciunului, marea noastră sărbătoare a Crăciunului. Iată că în alți ani ne întâlneam în studio și discutam împreună cu dumneavoastră și colegi de-ai dumneavoastră preoți despre credința la români, ce mai înseamnă trecând prin atâtea probleme în ultimii ani. Sigur, bună seara dumneavoastră, invitatului dumneavoastră și tuturor telespectatorilor pe care îi salut cu mult drag. Am intrat în prima zi a postului, așa cum bine a spus, un post al bucuriei, un post în care trebuie să ne manifestăm mai mult ca oricând credința și apropierea față de Dumnezeu, în primul rând prin rugăciune, că rugăciunea este lucrul cel mai plăcut sau sigur care ne ajută foarte mult, hrănește foarte mult sufletul, pe urmă postul și fapta cea bună. Deci acum în această perioadă ar trebui ca aripile sufletului să fie postul, rugăciunea, fapta cea bună. Trebuie să armonizăm aceste lucruri și sigur să fim mai buni ca de obicei, pentru că fără nădejde, fără speranță, fără credință, nu vom putea trece peste toate încercările care vin asupra noastră. Dumneavoastră ați menționat încercări grele cu care ne confruntăm sau mulți se confruntă au situații mai grave, mai dure, dar credința reprezintă punctul de sprijin care a salvat neamul nostru de-a lungul istoriei, a salvat omenirea și trebuie să nu ne abatem de la dreapta credință. Vorbim de un post al bucuriei, la capătul căruia ne așteaptă pruncul Iisus Hristos și, sigur, chiar și ateii sunt nevoiți să
mărturisească credința cea adevărată, pentru că vorbim de nașterea Mântuitorului și dacă toți cei care scriu în ce an suntem, în cazul nostru acum suntem în 2022, mărturisim atunci când scriem anul, mărturisim pe Hristos, pentru că pomenim vrând nevrând de nașterea Mântuitorului. Deci, atunci când noi suntem nevoiți sau să scriem în documente în ce an suntem sau când s-a redactat documentul respectiv sau știu ce proces verbal am încheiat, trebuie să și spunem data și anul, atunci, sigur, mărturisim nașterea Mântuitorului. De aceea, noi trebuie să fim luminoși, să fim bucuroși, pentru că așa ne vrea Dumnezeu, nu ne vrea triști, nu ne vrea speriați, pentru că, sigur, atunci vrăjmașul diavol și-a atins scopul când, practic, cădem în deznădejde, cădem în tristețe, cădem în supărare. De altfel, asta este arma lui. Prima armă a vrăjmașului diavolului este să-l facă pe om să creadă că el nu există. După aceea, sigur, îi aruncă toate celelalte supărări. Părinte, ușor, românii sunt tot mai împovărați de la o lună la alta. Așa este. Mulți dintre ei nu mai fac față cheltuielilor. Mulți dintre ei nu-și mai permit absolut nimic dintr-un salariu, dintr-o pensie, dintr-o indemnizație de șomaj, dintr-un ajutor social. Vorbim despre postul Crăciunului, vorbim despre problemele de la graniță, vorbim despre existența noastră ca oameni. Dumneavoastră ne încurajați, pentru că de fiecare dată, așa cum o spuneam și în alte emisiuni, atunci când avem o problemă, unde mergem? La biserică, ne îndreptăm gândul și pașii către biserică, către Dumnezeu. Iată că lumea este împovărată, crispată, în orice loc ai merge, în orice loc ai poposi, unde te-ai opri, oamenii sunt încărcați de griji, încărcați de probleme, nu schițează un zâmbet. Așa este și pentru faptul, și repet, că ne-am îndepărtat de dreapta credință, de rânduieli, de morala creștină. Faptul că, așa cum ați menționat, să vedem seara la știri fel de fel de evenimente triste, care, sigur, ne sperie și sunt acte de deznădejde, acte de lipsă de credință. De aceea trebuie să avem, să privim altfel lucrurile, să ne bucurăm de orice clipă. În primul rând, de faptul că Dumnezeu ne-a dat astăzi o zi, ne-a binecuvântat cu o zi. Și, sigur, să ne întărim gândindu-ne că suntem într-o situație grea, dar, cum spune românul, ferească Dumnezeu de mai rău, sunt alții în situații și mai grele. Cum ați menționat, vecinii noștri care sunt în război, alții care sunt în foamete cruntă, în molim grele, așa cum am avut și noi și ați văzut ce greu și în ce situație am fost puși când n-am putut să ieșim din casă, să mergem la Sfânta Biserică sau să mergem, sigur, la reuniuni unde am avut nevoie, nici măcar la mormântări, ați văzut preotul ăsta la distanță, să fie mormântați creștini în saci. Deci, sigur, au fost momente grele și atunci noi trebuie să-i mulțumim Dumnezeu, să ne întărim că încă, sigur, avem de ce să ne motive de bucurie, putem să ne bucurăm. Mi-amintesc de un ierarh pe care l-am cunoscut în Altul Antonie Plămădeală, care era în tenisă și era bucuros pentru că pe geamul lui plenea o păsărică frumoasă, o vrăbiuță din când în când și stătea acolo și el o admira. Se bucura de creația lui Dumnezeu și după aceea mi-a spus, niciodată n-am fost mai liber ca acolo în tenisă, pentru că acolo m-am întâlnit cu mine, am început să scriu cărți în mintea mea, pentru că nu puteam să le scriu pe hârtie și, sigur, m-am întărit. Pentru că avea și convingerea că este închis pe nedrept, pentru că, sigur, era închis pentru că manifesta credința creștină și că în vechiul regim lucrul acesta nu era pe placul doctrinei de partid și, sigur, știa că suferă pe nedrept. Și atunci știa că va primi răsplate la Dumnezeu. Părinte, ce înseamnă postul Crăciunului pentru cel care s-a hotărât să postească, însă îi mai place și să mai bârfească pe la colțuri?
Pentru că tot cu colegi de-ai dumneavoastră preoți discutam. Părinte, ce n-ar trebui să mâncăm în perioada postului, Crăciunului, Paștelui? Dragilor, să nu ne mai mâncăm unii pe alții. E, cam asta funcționează la români, părinte. Așa este, însă trebuie să definim clar ce înseamnă postul. Postul înseamnă înfrânarea de la mâncare și băutură și atenție de la toate cele lumești. Adică de la ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme, de la bârfă, de la a face rău, de la fapta rea, și dimpotrivă, postul, ca să fie înălțător, să fie folositor, trebuie să fie plăcut lui Dumnezeu. Ne înfrânăm de la mâncare și băutură, să ne curățim, să ne ușurăm trupurile, dar în același timp, dacă nu facem și rugăciuni, adică să arătăm pocăință în fața lui Dumnezeu și mai ales fapta cea bună. Fapta cea bună e cea care ar trebui să fie acum prezentă, pentru că tot ceea ce vedem rău lângă noi, lipsuri de materiale de care vorbiți și care le vedem la tot pasul, vedeți dumneavoastră, pe de o parte avem un top al oamenilor bogați, al bogăției, al luxului, al opulenței, de partea cealaltă avem oameni în sărăcie care sunt în extrema cealaltă. Dovadă că, iată, lipsește liantul dragostei, lipsește viața creștină, ca să putem să suntem milostivi atât cât ar trebui și nu înțelegem așa cum a înțeles Alexandru Macedon, care s-a întâlnit cu Diogene și care dorea să cucerească toată lumea și în momentul când l-a cunoscut pe Diogene și culmea i-a spus cerem ce vrei pentru că văd că e sărac, acela avea un butoi și o mantie, era deci un om care asta avea și se mulțumea și el s-a supărat, eu sunt sărac care nu am decât acest butoi în care dorm și mantie cu care mă învelesc sau tu ești sărac care ai un imperiu și îți dorești să cucerești toată lumea. Atunci Alexandru Macedon s-a trezit și a dat seama că drumul pe care a mers el este un drum greșit și a dat o poruncă că atunci când va muri să fie mormântat cu mâinile afară, să vadă întreg poporul cât de mare a fost Alexandru Macedon, nu a luat nimic cu el. Deci el s-a întors la dreapta niciunul dintre noi nu ia nimic cu el, părinte. Și uităm lucrul acesta și ne bucurăm de aceste acumulări exagerate în timp ce în partea cealaltă lângă noi sunt cei care sunt în suferință, în necazuri, așa cum ați pomenit. Deci avem soluții, însă lipsește credința aplicată, nu aceea care o vedem declarativă. Am văzut mulți care în momentul când deschide, spre că vorbește despre credință, îți dai impresia că ai cel mai curat sunt în față. Ce credință am eu, ce fapte am eu, ce trăire am eu, n-am nevoie să merg la biserică, n-am nevoie de preot, n-am nevoie de cărstinte, n-am nevoie de, nu știu, de sfinte moașe, n-am nevoie de nimic. Că ce credință, ce curățenie, n-am văzut asta nicăieri. Găsim din aceste oameni, din aceștia care etalează astfel de lucruri, dar sigur, aceștia sunt de plâns, pentru că nu știu ce înseamnă credința profundă, credința cea adevărată și, sigur, părinte, sunt înșelați de vrăjmașul diavol. Mai aveți și dumneavoastră în rândul preoților colegi care nu merită să ocupe locul pe care îl ocupă, nu sunt demni de poziția pe care o au. Nu vreau să vă contrazic, știți că nu e genul meu. Asta e realitatea. Însă trebuie să știți că toți suntem nevrednici în fața lui Dumnezeu. Noi nu trebuie decât eu să cerem milă și ajutor de la Dumnezeu. Trebuie să cerem milă, că gândindu-mă, iată, la misiunea aceasta preoțească. Am citit la Sfinții Părinți, să știți că nu cred că cineva poate să spună dintre pământeni că este întru totul vrednic de preoție și de Sfânta Împărtășanie. Păi nu, dar te duci la preot, că ai încredere, te spovedești, te împărtășești și îi urmărești pe la televizor în anumite ipostaze. Aici vroiam să ajung să vă aduc la cunoștință ce se întâmplă așa în județele țării noastre în ultima perioadă cu colegi de-ai dumneavoastră, că nu era vorba despre Buzău, era vorba la general ce urmărim în țară. Se poate întâmpla și în poliție. Da, sigur,
acum, știți, românii au vorba aceasta, pădure fără uscături, în toate brezi, în toate domeniile. Sunt și oameni care, sigur, au anumite slăbiciuni, anumite greșeli, dar să știți că menirea noastră este să ne rugăm pentru acești oameni. Nu știm ce ispite, nu știm ce încercări. S-ar putea să greșim, s-ar putea să avem informații trunchiate, s-ar putea să avem, știu, numai o parte de informații. Nu, e greu să decidem noi. Dumnezeu știe adevărul. De aceea, eu, în toată cariera mea profesională, dacă ar fi să mă duc în zona inginerească, nu, cea preoțească, așa, m-am măsurat întotdeauna cu mine. Am fost într-o luptă permanentă cu mine. M-am uitat, e drept, și la colegii mei, ce cercetează, ce lucrează, dar nu cu invidie, nu cu ură, nu cu răutate, nu, ci m-am măsurat cu mine, a fost lupta cu mine și mereu am spus, poate că pot mai mult, ar trebui să muncesc mai mult, ar trebui să fiu mai atent acolo, poate că nu am fost atât de înțelept când am luat hotărâri respectiv sau am vorbit sau am lucrat, am făcut lucrul respectiv. Părinte, și, sigur, mulțumesc pentru că a stat de vorbă cu noi în această seară, mulțumim pentru cuvintele frumoase transmise credincioșilor în această seară, prima zi a postului Crăciunului. Vă așteptăm pe viitor la noi în studio pentru că sunt multe de discutat despre ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea nașterea Domnului. Mulțumesc încă o dată, Părinte, pentru intervenție. Doamne ajută! Cu mult drag la toți ascultătorii dumneavoastră și la toți creștinii. Doamna Dănoiu, iată, am stat de vorbă și cu balsam părintele. Balsam pentru suflet. Cuvintele părintelui ce înseamnă cuvintele preotului? Da. Balsam pentru suflet și potrivite în această perioadă de post. Oamenii sunt împovărați de griji, de probleme și iată ajung la nutriție pentru tocmai că s-au îngrășat pe fond de stres. Postul îi ajută să facă, cum am spus la începutul emisiunii, o introspecție, să vadă ce se întâmplă cu ei, ce își doresc cu adevărat, ce vor lua cu ei. Doamna nutriționistă, am primit un mesaj de la o mămică care ne întreabă că când ar trebui diversificată alimentația pentru un bebeluș. O mămică cu un bebeluș, da? Când începe diversificarea? Cu ce începem? Dar nu de post. Nu de post, nu. Să mai și glumim. Diversificarea, după ultimile studii, se începe undeva aproape de vârsta de 6 luni. Eu, de exemplu, copiilor mei le-am început diversificarea la 4 luni. Așa era pe vremea când am crescut eu copiii. Acum, nu mult, sunt 17, respectiv 15 ani. La 4 luni am început diversificarea cu citrice, zeamă de portocală. Faptul că i-am născut în luna august, la 4 luni deja eram în decembrie și citricele importate erau gustoase. E foarte important. Acum, vara, citricele ați văzut că nu au același gust cum au iarna. Sunt fade. Sunt fade, da. Mergem pe o variantă de măr, da? Începe diversificarea cu puțin măr, dar după aceste citrice. Rolul citricelor au, rolul lor este de a deschide un pic pofta de mâncare datorită vitaminei C, se administrează sau se dă copilului, bebelușului undeva în jurul orei 10-11 înainte de masa de prânz și se face progresiv de la o linguriță în fiecare zi, după o săptămână se crește la 2 lingurițe tocmai pentru a urmări evoluția și... Cât timp îi administrăm aceste citrice? O lună? 2 săptămâni? Cu ce vor intra, continuăm? Vor intra în alimentația copilului, bebelușului, copilului, nu le eliminăm. Deci vor intra până la 30 de mililitri, maxim 50 de mililitri pe zi. Dar progresiv. De la o linguriță creștem progresiv de la o săptămână la alta. Până la 50 de mililitri. Acolo ne oprim. Considerăm undeva până aproape de 2 ani cantitatea potrivită de administrare. Se diversifică cu măr, cu biscuite. Eu dacă
am fost un pic poate prea strictă din punctul ăsta de vedere al alimentației, să fie cât mai făcut în casă, cât mai neprocesat. Le făceam inclusiv biscuiții în casă, dar acum sunt diverse variante și mai ales pe internet au apărut tot felul de magazine online cu produse bio, da, inclusiv biscuiți bio se pot comanda foarte bine. Asta rămâne la latitudinea mămicilor de care vor ne mai consuma. Întreabă o telespectatoare care a fost diagnosticată cu cancer și ar vrea să țină postul Crăciunului. Este recomandat în cazul persoanelor diagnosticate cu cancer? Depinde post? De stadiu, depinde dacă este în tratament chimioterapie. Da. Este recomandat și persoanelor cu cancer. Nu sunt alimente, cum să spun, extraordinare care se consumă în post. Din potrivă, având în vedere că carnea, produsele lactate, da, sunt considerate proinflamatorii, unde lemnul, adică uleiul de floarea soarelui, tindem către uleiul presat la rece, că este din diverse semințe, de in, de cânepă, inclusiv de floarea soarelui, să fie presat la rece, nu procesat, și pe primul loc uleiul de măsline. Zic eu că uleiul de măsline, din ce am văzut la pacienții mei, este accesibil. Adică majoritatea pacienților mei consumă ulei de măsline. Și atunci nu văd de ce nu ar și un pacient cu o boală canceroasă n-ar putea să țină postul. Ar putea foarte bine. Am ajuns la finalul emisiunii, doamna Dănoiu. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu siguranță vom avea nevoie de sfaturi. Vreau să vă zic că eu mă străduiesc să fac tot felul de tabere, weekenduri de nutriție, yoga. Am o locație în care adun grupuri și implementez idei sănătoase, reguli alimentare. Cu toții ne dorim o viață și un organism sănătos, doamna exact. Dănoiu. Mulțumim. De aceea vă rog să apelați la mine, sigur. Vă mulțumim pentru prezența la noi în studio, mulțumim pentru sfaturile oferite în această seară. Sper ca telespectatorii invitație. Să ne fi urmărit și cei care într-adevăr au nevoie de un medic, de un specialist, să nu ezite și să apeleze la sfaturile specialiștilor, pentru că avem și psihologi, avem și psihiatri, avem și nutriționiști. La spitale e problemă și la cabinetele medicilor de familie. În cadrul programelor mele sunt și workshop-uri, adică lumea vede exact cum trebuie gătit, cât trebuie gătit, planuri individualizate. Cu siguranță sunt interesați. Mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Ne revedem mâine seară de la ora 17 la subiectul zilei. Invitată va fi doamna director de la Piața Centrală Buzău. Vom avea multe de discutat și multe de aflat despre ceea ce înseamnă să fii la momentul ăsta vânzător la tarabă, ce modernizări vor avea loc în zona Piața Centrală din Buzău și multe alte proiecte care se derulează la momentul ăsta. Așteptăm mesaje de la dumneavoastră, telespectatorii. Mulțumim încă o dată, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Numai bine, la revedere!